Bună seara, stimați telespectatori. După cum bine știți, sâmbătă la duminică pe canalul de aducțiune de la Termocentrală a avut loc etapa județeană a campionatului național de pescuit recreativ și sportiv, concurs tradițional organizat de AJPPS Brăila. Și de data aceasta, încă de la ora 6 dimineața, pe mal și-au făcut apariția mare parte dintre concurenți pentru a încerca să vadă ce se poate prinde în zonă. Au aruncat nadă ca să vadă în cât timp se adună peștele. Au fost antrenamente intense până la ora 8, când a început prima manșă, iar cei 20 de concurenți s-au instalat în standurile fiecare după ce și-a tras la sorți locul unde va pescui. Așa cum vă spuneam, au fost 20 de concurenți. La tineret Speranțe și la seniori au fost câte două manșe, câte 3 ore fiecare, iar la copii o singură manșă de 2 ore. După prima manșă s-a tras din nou la sorți ordinea de pescuit și în final s-au impus la seniori George Enache și Mariana Trandafirescu. Cei doi au câștigat ambele manșe și au câștigat la diferență mare de puncte, au prins în jur de 3 kg, aproape 4 kg de pește. Nu au fost capturi mari, o să vă spun și care a fost cea mai mare captură. Așadar, la seniori George Enache, locul întâi, campion județean, la feminin Mariana Trandafirescu. În concursul masculin, locul al doilea a fost ocupat de Vasile Nițu, iar locul al treilea de Costel Cânepeanu. Pe patru, Remus Rădulescu. Diferența dintre locul 3 și 4 a fost făcută de o babușcă de 400 de grame, pe care cel care avea să ocupe locul al treilea, Costel Cânepeanu, a prins-o cu o oră înainte de încheierea celei de-a doua manșe. La fete, conform așteptărilor, la tineret, peste 23 de ani s-a impus Oana Fătu Vaștira, multipla campioană națională, iar la tineret Speranțe, Lavinia Nițu. George Enache, Vasile Nițu, Costel Cânepeanu și Remus Rădulescu vor participa în luna iulie la Zalău în finala B, unde vor fi prezenți 60 de sportivi, primii 30 și vor asigura calificarea în finala A, care va avea tot loc la Zalău. La fel, Oana Baștura și Lavinia Nițu vor concura la Zalău, dar în luna august, pentru medalile de aur. La tineret, peste 23 de ani, Oana Fătu și Lavinia Nițu la tineret Speranțe. Ambele sportive își doresc să obțină medaliile de aur. Oana Baștura să confirme că este de 6 ani de zile imbatabilă, iar Lavinia Nițu, după ce acum 2 ani a cucerit aurul, anul trecut argintul, anul trecut a fost vicecampion, Lavinia dorește în acest an din nou o medalie de aur. În continuare vom prezenta un reportaj pe care l-am realizat duminică și în care o să vedeți și noastră comentarii la doi dintre organizatori, domnul Bănică Dumitru și domnul Nicolae Trandafirescu. Da, stimați telespectatori, ne aflăm la canalul de aducțiune de la Termocentral. Aici, în acest moment, se desfășoară faza județeană a concursului de pescuit recreativ-sportiv, o competiție care an de an deschide practic sezonul de pescuit în Brăila și care adună la start foarte mulți pescari cu state vechi în competițiile naționale. Lângă mine este domnul Nicolae Trandafirescu, unul dintre pescarii cunoscuți în Brăila, cu multe performanțe prin în fazele superioare ale campionatelor naționale. Domnule Trandafirescu, cum merge treaba astăzi? Astăzi avem un număr foarte mare de concurenți. Avem 20 de concurenți, pentru care și senioare și tinere speranțe. Ce pot să vă spun? Beneficiem de o zi superbă. AJVPS-ul, ca de obicei, e alături de noi și
Ce pot să spun? Premiile sunt frumoase? Premiile, da. Da, da, da. În ce constau ele? Deci, bonurile valorice în care se vor duce la magazinul AGVPS și își vor ridica de acolo premiile în ustensile de pescuit. Da. Haideți să le spunem telespectatorilor dacă și în acest an sunt aceleași condiții, 2 ore pentru copii și tinere speranțe seniori merg 2 manșe a câte 3 ore, nu? Exact, 2 manșe a câte 3 ore la seniori cu schimbarea standurilor. În afară de faptul că s-au făcut deja socotele dinainte pentru cei care pleacă mai departe, nu mai au nevoie ca să cheltuiască o sumă de bani pentru faza interjudețeană. Se duc direct, deci primii 4 calificați se vor duce direct în finala B. Și atunci AGVPS au luat hotărârea ca să nu mai fie faza interjudețeană, cheltuieli în plus și așa mai departe. Și au spus ca să fie cât mai mulți concurenți în finala B, primii 4 calificați la faza județeană vor merge... Asta este o premieră, nu? Da. Începând de anul ăsta. La fel, 3 probe impuse, Rubeziana în prima manșă, a doua manșă... Chiar vreau să vă întreb, care sunt condițiile de participare în prima manșă aici la noi, cât și la faza, cum a spus noastră, finala? Începând de anul ăsta, la faza noastră, la faza județeană, toți concurenții vor participa la liber. Amândouă manșe vor fi la liber. A, deci nu mai este cu Rubeziană, nu mai este cu Rubeziană, Nu. Numai în faza finalei B vor fi 3 manșe impuse, Rubeziana, Sheffield-ul și următoarea, a treia manșă va fi liberă. Da. Cum merge astăzi? S-a început concursul, am început să prindă pești. Ca de obicei, după nădirea grea, mai durează un 10, 15, 20 de minute în funcție de nada pe care o au fiecare sportiv și așteptăm rezultate bune. Pește s-a prins până acum. Este vreo captură mai deosebită? Nu. Majoritatea au prins plăticuț, babușcă, unii care stau pe oblete. Să vedem. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri ce sportivi sunt aici și care dintre sportivii cu palmare sunt impresionante. Da, pot să spun pe cei care au participat de fiecare dată în etapa superioară, ei Dragoș Radu, Ciucă Petre, Bașturea Iulian, tata Oanei Bașturea, care e multiplă campioană națională, Nițu Vasile, la Tinere Speranțiu avem pe Lavinia Nițu, campioană, vicecampioană, un an așa. Da, în funcție și de bani și de posibilitățile de... Da, așa este, dar câteodată mai e și loc, pentru că de fiecare dată ai noștri au trebuit să meargă în centrul țării sau, eu știu, pe undeva pe la Arad, Oradea, și cei de acolo au avantajul că efectiv fac antrenament pe pista de concurs. Dar totuși au avut rezultate bune și chiar ne mândrim cu fetele noastre și sperăm ca anul ăsta echipa să meargă... Echipa de seniori. Da, echipa de seniori. Ce vreau să vă întreb și după aceea revenim la competiția de astăzi, cei care merg în finala B își asigură calificarea în finala A sau nu? Deci, sunt foarte mulți care merg în finala B. Înainte erau doar 30 de concurenți, acum vă dați seama, dacă pleacă câte 4 de la fiecare județ, vor fi foarte mulți și cred că vor fi în jur de 60 de concurenți la finala B și primii 30 vor pleca în finala A. Vor concura cu cei care sunt deja calificați, cu cei 30 din finala A. Iar în urma rezultatelor vor rămâne tot 30 în finala A, 30 în finala B, deci ceilalți, și
anul viitor la fel, iar... Da. Va fi, anul acesta va fi concursul doar individual, la individual, sau va fi și pe echipe? Știu că noastră aveați o echipă foarte bună. Da. Prima fază vor fi individual, concursul pe individual, și în toamnă, ca de obicei, ultima competiție este competiția pe echipe. Da, uite, domnul Ciucă prinde acum... A scos un peștișec, probabil că din cauza faptului că Varga este mai subțire în vârf, când îl scoate de acolo, impresia că are câteva kilograme. Așa este, se folosesc bețe cu vârf blectorat, asta înseamnă vârfuri foarte, foarte fine, în unele cazuri chiar dacă sunt bețe de carbon, în vârf, asta e o strategie, punem vârful din fibră de sticlă, să fie înțeparea mai rapidă și... atunci exact dă senzație, se pune varnișul respectiv în care care să țină firul. Și aveți emoții pentru doamna Trandafirescu? Nu. Al câtelea titlul județean se întreabă? Nu. Mai țineți minte? Nu mai țin. Sunt ani de zile din. Cam de câți ani concurați și dumneavoastră și doamna? Păi din 2000, în 2000 am plecat cu echipa, deci în 2000, din 95, da. Și de atunci e campionul județean Andrei. Da. E frumos, e bine că ați reușit să atrageți și sexul frumos în concursurile de pescuit. Da. Asta s-a făcut pentru dumneavoastră, să aveți o liniște sufletească acasă ca să puteți să mergi împreună la pescuit, sau a fost doamna de... Nu. Pasiunea și nu numai doamna, și copiii mei la fel au îmbrățișat sportul ăsta, pentru că noi considerăm pescuitul un sport. Un sport recreativ în care, în afară de faptul că te duci ca să prinzi pește, te și recreezi pe malul apei. Ideea asta nu numai eu am, cred că foarte mulți din cei care vin la pescuit au ajuns la concluzia asta. Ce pot să spun? Într-adevăr, și băiatul l-am avut în echipă. Astăzi nu l-am pentru că, din păcate, am avut un deces, s-a murit nașul nostru și a trebuit să se ducă acolo, să reprezinte familia și... Aveți și pescari care vin pentru prima dată? Da. Avem doi pescari care s-au integrat, au știut deja lecția, au venit pregătiți cu tot ce trebuie și i-am primit cu mare drag în competiție. În ce constă nada pe care se aruncă acum? În funcție de fiecare, cum consideră, acum sunt foarte multe sortimente, nu trebuie să dau nume de firme, așa, și fiecare... Și le mai prepară și pe acasă, nu? Da, cum ar fi neaciucă, prepară nada acasă, că știe că toată viața a prins cu nada făcută de dumnealui. Și pot să spun că nu numai cele din magazin sunt bune, chiar și nada dumnealui, care dovadă că de fiecare dată e în echipă, dovadă că se califică, dovadă că a făcut foarte mult. Mai la găsit sticluță? Nu. A avut și dumnealui un accident vascular și a renunțat total. Da. A trebuit să renunțe pentru... Corect, asta este un stimulant. Acum va fi doar dacă prinde pește. Da. Gomă de mestecă. Da, a spus că dacă iese ultimul, se va retrage, ceea ce nu cred. Nu cred că o să retrag. Da. Puteți da un pronostic pentru primii trei, patru? În primii trei cred că o să fie Rădulescu Nemus, Dragoș Radu și Ianache George. La băieți. Da. Sper. După câte am văzut că trecând la fiecare, am văzut cam cum au pescuit și cam cât pește au pus. Și nu se știe, manșa a doua poate să găsoarni calculul. Da, manșa a doua așteptăm să intre toți pe obleț și atunci o să aflăm exact rezultatele
Da. Când a început prima manșă? La ora 8. A, și următoarea la 12, 12. Da, 8, 11, pauză de o oră, cântărire, da, da, tot ce așa, presupune. Tot ce presupune și după aceea dăm drumul la manșa a doua. Eu vă mulțumesc și vom mai vorbi despre această acțiune, sper. Și noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Lângă mine se află Lavinia Nițu. După cum ne-a spus și domnul Trandafirescu, este deja calificată în faza superioară a competiției. Astăzi nu ai putut să stai departe, nu? De tatăl tău, de colegi, de prieteni? Nu, am venit să-l susțin, să-l ajut moral și cu tot ce are nevoie. Da. Ai un titlu de campioană, nu? Și anul trecut parcă vicecampioană, nu națională. Ce ambiție ai pentru 2013? Anul acesta doresc să iau din nou titlul de campioană, pentru că știu că se poate. Da. Și cum te pregătești? O să fie înainte de concurs antrenamente grele, cu nădiri, pescuit la arbeziană, maci, nefiind foarte experimentată pe pescuitul la maci. Și... Da, spune și mie ce înseamnă, că nu știu. Pescuit cu lansetă cu plută. A, plută. Da. Și... Știi regulile noi, spunea domnul Trandafirescu, și la Tinere Speranțe vor fi tot trei manșe? Da. Sincer, nu, acum le-am aflat. Oricum, noi suntem pregătiți, nu fac griji. Da. Ai emoții pentru tata? Da. Vrei să fii acolo în pregătire? Da, normal. Bine, baftă mult. Stimați telespectatori, vicepreședintele cu pescuitul la JVPS, domnul Bănică Dumitru, ne va spune și dânsul câteva cuvinte despre competiția de astăzi. Bună ziua, bine ați venit la canalul de la Chiscani pentru concursul de pescuit faza județeană, care are loc în orașul Brăila. Deci am în jur de 20 de concurenți pentru faza județeană. Cei care se vor califica în acest concurs, din prima manșă să vedem cântarul, vor merge mai departe în celelalte competiții. Nu sunt două manșe? Două manșe sunt. Prima manșă să vedem cât să prinde. După a doua manșă facem punctajul, da, la final, diplomele și cei care vor se vor califica vor merge mai departe. Despre concurenți? Nu, nicio problemă, eu mă bucur. Am înțeles că sunt și doi pescari noi, sunt da, și da, din vechea gardă. Primii, deci vechea gardă, trei sferturi din pescarii cei noi, adică noi îmbunătățim și deci AJVS pentru viitor sprijine tot ce se numește concurs de pescuit și cei care vin să înscriu la noi pentru acest sport minunat și plăcut pentru toată lumea care le place pescuit. Da. Să prinde ceva? Deocamdată a început cu obleț, plătică, babușcă și... Nu este obligatoriu să arunci obleț în prima manșă? Nu, deci s-a terminat de anul ăsta, deci la liber, numai în manșă. Deci numai la finală sunt acele manșe când se elimină obletele. Da. Sunteți mulțumit de numărul de participanți, de muncă, faptul că v-ați chinuit, nu s-a organizat? Mi-e pare bine că am timpul excelent față de vremea de aseară, care ne sperease puțin. Știu că sunteți de la 6 aici. Nu, 6, fără 10 eram pe pod. Dar am văzut timpul la meteo și ne-am orientat ca să fie bine. Știu că sunteți în împătimit al pescuitului, n-ați avut, n-ați băgat-o în băță. Mâine încerc și oricum alții sunt plecat și vreau să fac puțin ieșire. A, și profitați de faptul că se va arunca în nada astăzi, da, și... Nu vin aici, da. Și să vă spun, eu sunt mulțumit de băieții, sunt pregătiți și au nădit locurile. S-a deschis sezonul de pescuit, nu? Da. Ce ne puteți spune? Ce le recomandați celor care iubesc pescuitul? Ne recomand fir întins, capturi. Și să vină la dumneavoastră, în primul rând, să plătesc cu de la noi obligații. Nu au venit băieții din primăvară când am dat drumul la viză, deci au venit și au făcut vizele, nu sunt probleme. Să reduce și anul acesta pentru pensionari? Pentru ele? Deci au reduce, da, la jumătate pensionari, elevii, studenții, la fel, un sfert și cei veteranii sunt gratuiti, la 75 de ani încolo, au viza gratuită. Da. Premiile sunt valoroase? Nu le spun acum că nu mai prim pește. Da, bineînțeles. Deci la final. Da, și pentru viitor, ce să vă spun. Avem competiții largi, deci la Sălaj în toamnă va merge Oana Baștiurea și cu Lavinia Nițu, vor merge la final. Amândouă concurează la aceeași categorie de vârstă? Pe data de 9 august. Păi și ce facem? Că și Ioana și Lavinia vor să câștige titlul. Acum cine e mai bun câștigă? Ca la fotbal. Da, ca la cine e mai bun câștigă? Da. Steaua la campionat, acum urmează alte și noi la fel. Deci eu sunt mulțumit. Îmi pare că sunt bucuros că am vreme excelent. Deci nu-i vânt, știți că între alții ani avem probleme cu vremea. Dar acum nu sunt probleme. Ce să vă spun? Și noi vă mulțumim și baftă. Și vă mai aștept pe la noi.
astăzi e duminică, mi-am cumpărat o undiță și chiar în zori pornim la pescuit. Cizmele de cheamă